Deci, cum gândiți cu mănăstirea, părinte, dacă Dumnezeu vă va chema într-o bună zi la sine? Da, Ce da. dispoziție îmi dați mie ca mitropolit? Cum să ajut mănăstirea? Ca mitropolit, puterea lui Domnul Mănăstirea, dacă, în adevăr, veți avea băiatul ăsta că vorbesc eu de el. Care băiat? Care să-l punem, care e la Dureu acum. Cine? Ha? Pe cine? Care e la Dureu, părinte de Castiaura? Hariton. Hariton. Și ce să facem cu dânsul? Să-l punem în continuare, să meargă cu viața de ofte a mănăstirii. Asta e dorința. Asta e dorința dumneavoastră? Da, da, da. 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 Și acum să se consulte între ei. Vadă. Să se consulte între ei. Așa. Și să vadă care este. Așa, apropierea. Între unii și alții. E potrivit sau nu e potrivit? Părinte, eu aș dori Da. să împlinesc voia Domnului prin gura dumneavoastră. Și ce cuvânt lăsați părinților din mănăstire? Cuvântul meu este de a rămâne în aceeași stare de lucru a regulilor monahale călugărești ce sunt vizate până acum. Și să ducă viața de opte în ascultare și într-o viață cât mai apropiată de Dumnezeu. Ne țin seama de nimeni decât numai de cuvintele noastre ascultătoare de dragoste și de unitate. Așa cum s-a mers până acum viața toate zilele, așa dacă îl putem gândi, să găsesc un om pe Hariton de la aici, draga de aici, nu de la draga, de la Hariton, măi, nu, Hariton, măi. Hariton de la Dureu? De la Dureu, da, da. Hariton de la Dureu, da. Cum credeți să faci? După aceea, cum credeți? Care să fie relația mănăstirii cu Sfânta Mitropolie, cu Sfânta Patriarhie? Relațiile trebuie să fie foarte strânsă, aducătoare de roade bune, fără risipă, fără înduială și fără de răutate. Fără de răutate, înduială și risipire. Putem face lucrurile așa. Nu vreau mers până acum. Da. Și pentru mitropolitul Teofan de la Iași, ce cuvânt lăsați, părinte? Nu ar vrea să-i dea Dumnezeu har bogat de la Domnul, să-l lumineze, să-l întărească și să-l înțelepțească în mâna fără greșirea, în valurile greutății și a mirenilor în care am ajuns. Să poată menține măcar așa înainte, de aici încolo, în mica noastră unitate și armonie și înțelegere. Că până unele alte lucrurile sunt dreapte de oameni în casa omului, dacă vrea să fac ceva. Dar dacă este în casa omului, lucrurile nu sunt mai drept. Întâi le îndreptăm aici acasă la mine, acasă la noi, după aceea le îndreptăm peste tot. Pentru poporul român, ce cuvânt lăsați, părinte? Poporul român este un greu de spus. Este un popor bizmuit, bizmuit, răutat, împins, fără stăpân. Popor este fără stăpân. Asta e drama mare.
toată lumea aceasta e fericită, e bucuroasă, are de toate, dar n-are cine să îi încălzească inimile, se poate menține într-o unitate așa. Mă vorbim de ascetismul și călăresc de altă dată. Ce să le spun eu, fraților arhierei? Prea fericitului fraților arhierei din Sfântul Sinod. O răspundere cum nu a existat și nu există în lumea aceasta. Nu există o potrivire care s-a adus fără o comparație period istoric ceea ce a fost, ceea ce este în mănăstire. Și toate celelalte care vor veni. Dar dacă noi să ne emoționăm în starea asta de sărăcie, de lipsă, de mizerie, de prigoană, mai e trebuie să trăiască vreme de prigoană. El nu are soluție, nu se știe. Rezoluție și situație. Mai e? De noaptea asta și-o pune mâine noapte. Rezolvăm problemele plan așa duhovnicesc, spiritual și administrativ. Nu va exista așa o unitate, înțelege? Atunci nu te face să vorbim. Mai bine, dar mai bine. Nu ne revelăm la nimic. Ne rezumăm la ziua de mâine. Să fim mulțumiți, să fim poroși, să suntem drepți, chipinșitori, cu răspunderea înainte lui Dumnezeu de ceea ce le-a făcut, că ce ne-a făcut în viață. Da. Dumnezeu. Binecuvântați.